de la Edit Media și oferim serviciul Flori pentru tine. Te felicităm, Andrei, cu ziua ta de naștere. Îți urăm mulți, mulți ani înainte. Și fie ca toate dorințele tale să se îndeplinească. Uite, această corabie cu flori este pentru tine. Să ai un viitor cât mai frumos și luminos. Și mai avem și o tortă. Torta este personalizată. Iată ce scrie aici. Mulți ani, 16 ani, Andrușa. Tu cum crezi? Din partea cui este? Cred că a mamii. Încă sunt în fel băiatul mamii. Și cred că de la dânsa. Și pentru că mamica ta este departe și vrea foarte mult să fie alături de tine. Vrea să împărtășească aceste emoții frumoase și care tu acum le trăiești, alături de colegii tăi de clasă și alături de îngerii tăi păzitori pe acest pământ. Sunt bunei și este și surioara ta, da? Îți lipsește doar mămica. Dar să știi că ești mereu în inima ei și se roagă pentru tine, pentru ani frumoși. Și ne-a expediat și un mesaj de felicitare care ne-a rugat să ți-l transmitem. Este de la ea. Azi e ziua cea mai scumpă ce o am în viața mea. Ai apărut tu pe lume, scumpul meu fecior, mila și speranța mea. Să știi că ești totul pentru mine, feciorașul meu cel scump. Printre străini nu-i ușoară viața, însă voi, cei dragi de acasă, îmi dați putere și speranță. Te voi susține, scumpule, în toate. Să nu duci lipsă de nimic, să te simți împlinit și fericit. Mă rog neîncetat să te ocrotească Dumnezeu, să ai spor în toate. Să crezi în tine, să aduni succese și ani cu noroc și sănătate. Tu ești mândria și bucuria și a scumpilor bunei, Anatolie și Nina, care îți sunt acum alături. Ai grijă de ei, așa precum și ei, asemenea îngerilor păzitori, îți sunt mereu în preajmă. Ne bucurăm de toate succesele tale și să știi că ești tot sensul vieții noastre. La mulți ani! Iată așa un mesaj este de la mămica ta din Italia, Lucia, de la surioara ta, Vlăduța, de la bunei Anatolie și Nina. Mulți ani, cu realizări frumoase, îți urează și Badea Coliță din Israel, Badea Igor cu Aliona și Vaniușa de la Moscova, Lelia Vica, Jenia, Camelia Bogdancic, tot la Moscova, da? Ei, cu toții te cuprind și îți spun la mulți ani. Ține! Mulțumesc frumos, vă spun că îi iubesc pe toți, îi urez și eu lor sănătate și să ne întâlnim toți împreună într-o zi. Mai spui mamică ceva? Ce-i promiți tu? Mamică îi spun că mă maturizez, îi spun că îi promit că voi face tot ce pot ca să fac viitorul meu, fiindcă ea tot se luptă pentru viitorul meu. Îi spun sănătate, îi spun că o iubesc și salutări de la Clocoșna. Îi spui orare frățiorului? Îi doresc multă sănătate și să ajungă și la anul tot așa o surpriză mare. Îi doresc lui Andrușica sănătate, în primul rând, să fie ascultător, să fie iubitor de lume, de prieteni, de colegi, să nu uite de colegi care au învățat în școală, de învățători, de părinți, de bunei, de sorioară, să nu uite când se aduce din sat. Și îi doresc și profesie vrea să aleagă, Domnul să-l ajute să margă mai departe, să îndeplinească și dorește el, să vină om în viață. Și la mulți ani. Tot mine îți dorește sănătate, mulți ani înainte, nu vorești și ai de gând să nu se duce viață și Dumnezeu și mulți ani înainte. Și să stimezi mămică și sorioara ta. Și să vedem colegii tăi ce ne spun despre tine. Astăzi, de ziua ta, îți doresc sănătate, prieteni adevărați, realizări la studii și numai emoții pozitive. Fie ca marele vis al tău de a deveni medic să se îndeplinească. Desigur, pentru asta va trebui să muncești mult, însă noi avem încredere în tine
și cu siguranță vei reuși. Fie ca acest an să-ți deschidă poarta unui viitor plin de succese, iar zâmbetul și buna dispoziție pe care noi emani nouă colegilor în fiecare zi să nu dispară niciodată. La mulți ani, te iubim și te respectăm! Scumpul și dragul nostru Andrieș, noi din partea clasei a noua îți dorim un sincer la mulți ani. Astăzi de ziua ta îți dorim multă sănătate, fericire, o carieră de succes în viitor. Te iubim, te respectăm și ne mândrim că avem așa un coleg ca tine. La mulți ani! Scumpul nostru coleg, astăzi am ocazia de a-ți ura cele mai frumoase felicitări cu ocazia ziua de naștere. Vreau să-ți spun că mereu ești pozitivul în clasa noastră, mereu ne susții și noi te vom susține până la sfârșit. Și chiar de ne va desparte viața, să știi că mereu vom ține la tine și te iubim foarte mult. La mulți ani! Și ce emoții trăiești acum? Sunt fericit, fiindcă am o clasă și mi-a făcut surpriza asta și e ultimul an cu ei și să petrecem mai mult timp împreună. Și pe ce planuri ai pentru viitor? Să mă duc să învăț și să-mi fac un viitor frumos. Cine vrei să fii? Vreau să devin un medic. Și de unde ți-a apărut așa dorința de a fi medic? De când? De mic am vrut să duc un folos în viață, să ajut oamenii, să fac un bine. Și de atunci tot continuă cu acest vis. De noi îți dorim ca visul tău să devină realitate. Pentru că, și așa se spune, de ziua de naștere când te gândești la dorință, să știi că se îndeplinește. Să crezi cu tot sufletul. Așa va fi. Ce băiat deștept are mama, a crescut din nou, ți-ai dat seama. Sigur pentru a avea de la cine învăța, că e un suflet iubitor și mereu de ajutor. Ce băiat matur are mama. Ah, băiatul meu, nu-mi place zău, să te ofensez, chiar pot să jur. Crede-mă că eu mă transform cu greu într-o mamă de băiat matur. Ei, lasă fie, nu te mai scuza, eu știu prea bine că nu-i vina ta. Și te mai rog, dar fie între noi, alinte-mă când suntem doar în doi. Ce băiat deștept are mama, de nu ți-ai dat seama. Sigur pentru a avea de la cine învăța, că e un suflet iubitor și mereu de ajutor. Ce băiat matur are mama. Ce băiat deștept are mama, a crescut de nu, ți-ai dat seama. Sigur pentru a avea de la cine învăța, că e un suflet iubitor și mereu de ajutor. Ce băiat deștept are mama, a crescut de nu, ți-ai dat seama. Sigur pentru a avea de la cine învăța, că e un suflet iubitor și mereu de ajutor. Ce băiat matur are mama. La mulți ani!